Puține minute ne mai separă de startul reprizei. Secunde la pauză. Vipers conduce cu 15 la 13 în finala Ligii Campionilor. O primă repriză absolut superbă, cu un ritm amețitor. Două echipe care știu să joace astfel de partide. Două echipe care merită prezența în acest ultim act al Ligii Campionilor. Avans de două goluri construite de Vipers până în acest moment, până la pauză. Vedem ce se va întâmpla în repriza secundă, evident, Ghior cu marele avantaj al publicului, o atmosferă fantastică și în tribune, acolo unde cred că s-a ajuns la 15.000 de spectatori. În prima repriză, Ghior a condus cu 10 la 7, apoi au fost câteva permutări. Nu face de obicei Martin Ambroș și numai el, mulți antrenori care au loturi remarcabile, atât la băieți cât și la fete. Am schimbat pe la jumătatea reprizei, dar n-a fost de bun augur. Și Ghior s-a dus la vale. Vipers s-a revenit uluitor și a marcat de 6 ori la rând. A condus cu 13 la 7 și în final 15-13 pentru Vipers. Pe prima repriză a Ligii Campionilor, Lenoa a apărat extraordinar, spuneam, până prin minutul 14. Apoi n-a mai fost nici ajutată de colege și îi lasă locul lui Solberg. Deține repriza secundă. Cele mai multe goluri pentru Ghior în prima repriză. Chiar Mette Hansen, o vedeți? 3 goluri din 5 aruncări. De partea cealaltă la Vipers, Marketa Jerapkova, Cehoaica, același număr de aruncări, 3 din 5, dar să nu uităm pe Gulden, are 4 din 6. Acele 3 aruncări de la 7 metri fructificate și un gol din acțiune și are și un 7 metri ratat. Repriza a doua a început acum cu Vipers în primul atac pozițional. Mărc, Jerapkova și Gulden la 9 metri, dreapta Agnedikova, în stânga Nae Sanderson. Și pe pivot Ciapcet, care a fost uluitoare în prima parte a antrenarea, doar 19 ani. Atacă Vipers și înscrie primul gol din această repriză secundă. Sine Solberg mingea, a putut să facă mare lucru la faza precedentă. Mingea a sărit peste piciorul lui Solberg și a fost o repunere greșită. Chiar dacă a fost ținută de Christiansen, Jerapkova a reușit să fructifice și a auzit pe suporterii maghiar cum își încurajează formația. Mette Hansen până la Oftedal. Oftedal, Christensen așteaptă, dar Mette Hansen, așa cum a făcut-o și în prima repriză, înscrie de la distanță. 14 la 16. Ghior Vipers. Merg pentru Gulden. Jerapkova. De la Vipers lipsește Iberica Pena, accidentată în Newton. La Gerica este cu echipa aici la turneu, dar normal nu poate să joace. Pe partea cealaltă vă spuneam la Ghior, pivotul brațe dale, norvegianca, rămas însărcinată și nici de Spotovic. Este pe foaie, aruncă pe lângă Jerapkova, este prima sa aruncare de asemenea manieră să nu nimerească poarta. Christiansen trece de Gulden, care s-a ferit să faulteze de eliminare, și gol pentru jucătoarea fostă la Icaz Midland, care înainte să vină la Ghior a fost abordată și de CSM București, însă a preferat normal să semneze cu Ghior în acea perioadă a carierei sale. Se întâmpla în urmă cu 4 ani. Un singur gol mai separă cele două echipe. Ghior are posibilitatea de a egala la 16, pătrunde spre poarta adversă. Oftedal și înscrie 16 la 16. Mostră de contraatac Stine Oftedal după ce s-a recuperat acea minge și a fructificat cea mai bună jucătoare din lume. Aici nu s-a mai dat nimic. Arbitrii din Germania au fost fantastice în prima repriză. Să sperăm că își vor ține în continuare verticalitatea și în partea a doua întâlnirii pentru
frumusețea acestei finale între Ghior și Vipers Golden. Gerapova, Mer, pas în picior, 9 metri. Din nou Golden, Gerapova și Merck în încercarea de a construi acest atac. Vine să ajute Naes de pe extremă, aruncă și înscrie. Gerapova își repară greșeala de la faza precedentă. 5 din 8 pentru parcheta Gerapova. Dacă nu se iese pe întâmpinare la Cehoaică, Iorul are probleme. Pe primul pas a aruncat Christiansen tardiv în fața sa. Un gol pentru Vipere, actuala deținătoare a Ligii Campionilor, care au pierdut-o pe Raistad, cea mai bună jucătoare de anul trecut. Extraordinară Christiansen cu pătrundere, pivotare, precum Nora Mer, dar pe mâna dreaptă, normal, și înscrie. A fost pe lângă și această aruncare. Și gol reușit de Gnedikova. Iar s-a infiltrat în spatele apărătorului, cum a spus Martin Abraz la un timeout, dar degeaba. Foarte rapid în execuții jucătoarele Vipers. Hofte de la cum, Vete Hansen. Limblem pe pivot, păzită strașnic acolo de Tomori, acum luată în primire de Gerapova. Oftedal, Mette Hansen, vine și Cenghe Fodor pe pivot, dar cea care înscrie este din nou Mette Hansen. Exact în momentul în care Lund a plecat ușor din colțul scurt spre centru, acolo a trecut mingea pe lângă piciorul drept, de lângă bară. Extraordinară Gerapova din nou. 17-19, minutul 35. Hansen pasă la pivot, nu poate pe mâna stângă Blum să prindă. Lund dă contraatacul și atac pozițional pentru Vipere, oh! Dar accelerează Mer. Ce gol reușește Nora Mer, al doilea al partidei. O singură eliminare a fost în prima repriză, spuneam, s-a jucat extrem de curat finala de Liga Campionilor. La acest nivel au ajuns aceste sportive, cât pot juca și fără să faulteze de eliminare. Și încă o paradă Lunde, care după ce nu scosese nimic vreo 12 minute, a început să-și arate clasa și să-și ajute echipa. E, și iată cum se poate duce Vipers din nou la 4 goluri distanță pe tabelă. Lunde se gândește alături de Nora Mer, spuneam, la al 6-lea trofeu în Champions League, de a regala pe celebrele Bojana Popović și Austra Fridiscas. Mer, Golden pasă cu pământul, Ciapce! Ho, ho! Ce bine s-a descotorosit Ciapce acolo de marcaj. S-a întors spre poartă și a înscris pentru a doua oară în această partidă. Conduce Vipers cu 21-17. După ce începuse bine, Ghioru repriză, a avut o scădere de nivel, dar acum rezolvă din extrem Lucas Bară. Extraordinară rezolvarea sa, ce pas a primit și de la Ofdedal. 18-21. Noi revedem vremă, golul pe care l-a dat Ciapcet. Meciul pentru locul 3, Mes a învins 32-26 pe Esbjerg. Mer, Tomac intră la contact și scoate un 9 metri, se resimte pe brațul stâng Isabelle Golden. Oh, se bate Ciapcet și scoate între două adversare mingea. Ce calitate are această iberică, care amintesc 19 ani, atât că nu trebuie să te duci la 30 de ani ca să joci o asemenea manieră. Bar exterior, Gerapova, era și Solberg adevărat pe zonă. Vă dați seama că după această partidă porțile naționale Ispaniei vor fi deschise pentru această Ciapcet apărută ca de nicăieri.
Figo, colega acolo cu Hernandez, pivotul de la Rapid. Are loc. Au fost niște soluții mai puțin fericite pe postul de pivot în Naționala Spaniei. Chapchet demonstrează faptul că deși este o jucătoare înaltă, reușește să se descurce foarte bine pe postul de pivot. Eliminată Jerakova, a doua eliminare la Vipers, niciuna la Gheor până acum. Hovdedal, Hansen, ce fază l-au făcut, apărea în semicerc, da, 7 metri a apărat lunde, dar se întoarce jocul. Cât de repede au creat această acțiune cele două, Hansen și Hovdedal, jucătoare de creație, jucătoare care sunt instruite remarcabil și imediat găsesc soluții. De la 7 metri, Lindblom pregătită să arunce. O execuție curajoasă. Peste Lunde, sub transversală. 21-19 conduce Vipers. A rotit brațul de două ori. Cenghe Fodor, iată aici, parcă o teleghita din priviri, da? A împins și ea ușor mingea cu privirea, să spunem, din bară. Și efectul a scos mingea, dar din poartă. 19-21. Pasă printre pentru Nora Mör să aruncă, să țină balonul, după ce și Zemico a simțit faza, dar n-a avut viteză de reacție necesară. Nu uitați, peste două săptămâni, în direct de la Köln, Final Four-ul băieților, Barcelona Kiel și Veszprém Kielce, cele două semifinale. 19 iunie, Mörk pasă la Naies, îi dă mingea printre picioarele lui Solberg. 19-22. Asta au pregătit, asta joacă. Mereu cu infiltrarea extremelor pe 6 metri, Hovdedal. Este o fantastică spre necazul colegii sale, Catine Lunde. Da, din nou Lunde nu mai reușește să scoată aproape nimic, dar are perioada în care în este situația absolut, asta de 1-1, absolut invincibilă. Vom vedea ce se va întâmpla. Mai sunt 20 de minute de joc din această finală, o finală echilibrată. A avut câteva evadări Vipers pe tabelă, dar de fiecare dată Gheor a găsit puterea să revină. Merg acum. Pasă la pivot. 7 metri. Faultată pe aruncare. Tomaci. Christiansen cere îndurare arbitrilor, dar nu o să mai toace decizia. Căzută din fault aici, da? 7 metri. Vine Nora Merck. Silvia Solberg în poartă. Nora Merck, fără probleme, reușește să înscrie. A treia reușită din 6 aruncări, Nora Merck. Avea nevoie de 8 goluri ca să fie pe primul loc în topul golgheterilor. Este singurul titlu, singura competiție, singurul care trofeu lipsește, care lipsește, da? Trofeul de cea mai bună marcatoare. Scapă mingea Hansen, recuperează Tomori. Nora Mör revenită de pe bancă. Mör pentru Tomaci Dal, intrată pe Inter stânga în locul Cehoaicei Jerapkova. Are nevoie de puțină odihnă Jerapkova după ce a jucat și a făcut-o foarte bine până în acest minut 41. Tomaci pentru Mör. Așteaptă Dal, primește, vine de pe de extremă. Naes întoarce pentru Merck. Merck caută o soluție. Pas în spate pentru Dal. Atac prelungit, dus în limita pasivului. O pasă dată în criză de timp. L-au așteptat cele de la Gheor pe 6 metri. Crina pasă grea aici, prinde mingea faultată. Scoate un 9 metri. Tomaci s-a lovit cu crina. N-a prins jucătoarea noastră mingea. Sunt contacte extrem de dure în centrul apărării, ales când ai deținut un pivot precum Crina Pinta. S-a lovit de umărul Crinei Pinta, Tomaci, mai devreme. A văzut și aruncarea în blocaj, da, lui Dal.
sfatul portarilor de la Chiur. Apar semne de îngrijorare pe fețele suporterilor maghiari. Timpul trece, iar Vipers nu cedează presiunii. Ar intra Riu în interdreapta, portarea din Corea de Sud. Lukács, Riu, Ovdedal, schimbare de direcție. Riu s-a blocat acolo, bine a ieșit și a blocat-o. Dal, 9 metri, printa pentru Ovdedal. Riu, ce schimbare de direcție, o bagă și pe lume poartă. Nu s-a pierdut cu firea Riu Hei și a rezolvat faza. S-a jucat numai în dreapta. 21-23, abia primul gol pentru Riu. A încercat câteva aruncări de la distanță în prima repriză, nu i-au ieșit și apoi a luat frica și a mai asumat astfel de aruncări. Gulden pentru Merck. Merck blocată de Crina Pintea. Nu le-a ieșit în crucișeră cu Nae Sanderson, venită din extremă, nu mai aveau jucătoare pe acea parte. Merck a ținut mingea să scoată un 9 metri. Gulden pentru Merck. Gulden a avut un mic culoar. Blocat în ora Merck de Riu. Mult mai agresiv în defensivă. Da, jucătoarele Ghiorului. Poate aici poate să fie o problemă pentru Vipers, dar nu, pentru că rezolvă de pe picioare Nora Mör. Primul gol din acțiune. Al patrulea cu siguranță este. Gol înscris și de Mette Hansen. S-au strâns degeaba. Nu, este Schatzel. Da. Adine Schatzel, cea care se și resimte după acțiunea de mai devreme. Intră Glosser. Poate și ea la ultimul meci pentru Ghiur în carieră, dacă se va înțelege cu ce să ne spuneam săptămâna viitoare, se va anunța acest lucru la mijlocul săptămânii, după ce se termină acest turneu și se pun la punct toate detaliile înțelegerii, cum s-a rezolvat cu Graza, să întărește ce semnă pentru sezonul trecut. Mai au nevoie de jucătoare de mână stângă în interdreapta și cu siguranță nu vor mai avea nicio scuză dacă nu se califică în Final Four la ce trupe și-au făcut. Gol înscris de Debelici, care n-a mai jucat din prima repriză, de prin minutul 15. Da, s-a descurcat bine Ceapcet pe pivot. Acum colaborează cele două în centrul defensiv. More concentration, no matter if they are in 6 against 6 or now in 7 against 7. We are not checking the situation, we are not reading and we are not speaking, okay, with the people from behind. Now if they play again with 7, they will do this here. I'm checking, remember the impares, and you and Ahmed come here again, okay, and still you change and we play. Tu ce era la meciul ăsta? Hai, skip de aici. Oh, am învățat cuvinte noi, bravo! De 15 ani, aici joacă românii. Acum și în aplicația Casa Pariurilor. Suporteri de toate vârstele în superba sală MVM Dom din Budapesta. Îngândurați suporterii maghiari, dar este timp pentru orice rezultat. Această finală, Riu pasă pentru Crina și o bagă semicer pe Gulden. 7 metri. Sectorizează și Crina. Câtă tensiune a acumulat și ea. Revedem acțiunea. Debelici în semicerc alături de Gulden în încercarea de a o bloca pe Crina Pintea. Ea este cea care își asumă această aruncare de la 7 metri. A fost Lynn Bleu mai devreme, acum Pintea înscrie. Extraordinară rezolvarea Crinei.
din plonjon sub bară, în stânga portarului. N-a aruncat, a acoperit, să spunem, a deschis brațul și a aruncat-o pe Lunde în partea opusă. S-a dus pe logică Lunde. M-a aruncat majoritatea jucătorilor acoperit. Ultimul sfert de oră al finalei. 25-23, Vipers conduce pe Ghior. 7 contra 6 pe acest atac. Vipers merg pentru Tomori. Vrea să înscrie gol la fiecare acțiune Oleg Stad. Nu-l interesează dacă echipa va primi. Tomori! Gol pentru Vipers! Și au timp să introducă și portarul. 26-23. Cât de bine instruită este și Vipers. Suzana Tomori, o jucătoare care era golghetera a Ligii Campionilor în 2013 și cel mai bun apărător în 2018. Jucătoare reprofilată între timp pe fază defensivă, dar extrem, extrem de valoroasă și de experimentată. Foarte... Christensen a greșit pas, a vrut să dea printre, foarte atentă Gulden și Naes, ambele pe partea stângă unde a încercat Christensen, vedeți. Lucaci fără minge și șansă pentru Vipers să meargă la plus 4, că mai sunt 14 minute din finala Ligii Campionilor. A doua finală la rând jucată de Vipers. Tomori pentru Gulden. Gulden pentru Merck. Încearcă să găsească un culoar de pătrundere. Pasă pentru pivotul Deberic. Faultată Deberic de Crina Pintea. Bătălica de obicei dusă de pivot, care a făcut cotul, a zis spre bancă. Jucătoarea croată Martin Ambros mai agită și el pe margine. Catrine Lunde la bancă, deoarece este tactica lui Oleg Stad, îl vedeți, joace fără portar, 7-6. Deberic, Tomori, Gulden, Tomori, a întors către nimeni. Putea să atentă Gulden, atentă Gulden, da. Pentru că s-a întors, dar până la urmă tot. S-a stricat faza de două ori Tomori. S-a creat culoarul, nu și-a dat seama să pătrundă și a întors la Gulden, apoi pasă pe la spatea Iurea. Riu, pasă la pivot Crina și scrie cu toată opoziția Catrinei Lunde. A atins mingea, dar aceasta se duce în poartă. Și de la un posibil 23-27 a făcut 24-26. Crina Pintea a făcut-o fericită și pe Limblem, aflată pe bancă. Debelic, Merck, Gulden. 7 metri, da, blocată pe braț. Arbitrele erau atente, dar o să dea și eliminare la Zeminco. Nicio eliminare la Ghior până acum. Pe ambele brațe a tamponat Zeminco. Vine din nou Gulden, față în față cu Glosser. Pe jos în stânga și scrie suedeza, pe bucuria fanilor, 24-27. O singură ratare Gulden la 7 ani, vă aduceți aminte că n-a dat în bar în prima repriză. Și bucuria tinerilor colegi, da? Lui Gulden. Ne apropiem de ultimele 10 minute, plus 3 pentru Vipers, dar Ghior este în atac. Riu acum blocată de Deberic. Ovdedal, Riu, Ovdedal, Fente are și întoarce pentru Riu, are culoar și înscrie asiatica. 3 pase, schimb între Ovdedal și Riu și s-a creat culoarul. Poate s-ar fi gândit adversarele că va întoarce Ovde, dar până la urmă la Hansa n-a fost să fie. Tomori. Rămâne Tomori în atac. Același sistem, 7 contra 6. Tomori. Tomori se toarce cu fața spre poartă și scrie. A păcălit 3 adversare cu poziția sa și Lunde. Extraordinară, dar
se repetă punerea migii în joc, necăjită lungă din acest motiv. Ce urât se uită și Glosser spre adversare. E bine judecat Suzana Tomori această fază. 10 minute și jumătate din finală. Ovdedal. Fentă vine, Hansă pe culoară. Nici o șansă. Crea în zona Crina Pintă și scrie daneza sub bară. Nici o șansă mi-a dat Hansen, lui Lunde mai devreme a venit puternic spre poartă. Ce culoare a avut acolo? Puțin visătoare Tomori. Crina l-a tras pe cele două de acolo. Și bucuria lui Mate Hansen. Merg 10 minute. Gulder, Tomori. Joacă de mai bine de 4 minute. 7-6. Vaipă și din acest motiv Tomori este pe atac ca să se ducă bine în apărare de Belici. Gol! 26-29, poarta goală! Oh! Extraordinară Lunde! Nu s-a lovit nici de poartă, nici de reclama LED. Acest goalkeeper miraculos, vă reamintesc, are 42 de ani și apără dumnezeiește. A zburat spre vinclu Lunde mai devreme. Ar fi interesantă o reluare pe care o vom mai aștepta cu siguranță după această fază. Vom vedea o succesiune de reluări. Gulden acum pentru Tomori. Gulden iese la întâmpinare în Zemico. Foarte tare a blocat tot numărul Izabelei. Tomori. Gulden în prepasiv. Oh, n-avea cum să scrie Mărc din unghiul ăla coliftată. Oh, apără Lunde în fața Crinei, care s-a și dezechilibrat probabil. A avut un moment în care a văzut poarta goală, dar Lunde era pe traiectorie. A doua intervenție spectaculoasă, da, Catrinei Lunde. Aceasta este ratarea Norei Mărc. Apoi pasa de contraatac dată pentru Pintea. S-a grăbit Crina, dar și intra în poartă adevărat Lunde, care până la urmă a mai reușit o fază de neuitat. Mărc, Tomaci, reintrata Tomaci, pasă pe la spate, apără din nou Glosser în fața Nedicovei de această dată, încă o minută din finală. Tregolul Viper și rămân două pentru că a scris Blom. Începe să intre în meci și Laura Glosser. O nouă intervenție pentru portarul de 28 de ani, vicecampioană olimpică mondială și campioană europeană. Și time-out cerut și de Ole Gustav Gestad. Și-a chemat Ole Gustav Gestad jucătoarele la bancă pentru a mai explica ceva la atacul 7-6. Aici au avut probleme în ultimele două situații. Glosser l-a ghicit, special pe Gnedicova în extrema dreaptă. Rămâne Tomori, Tomaci în stânga, Mărg dreapta, doi pivoși, Ciapcet și Debelici. Ciapcet, Mărg, Tomaci intră la contact, scoate 9 metri la Riu. Tomaci din nou. Oh. Mărg,
Toma, ce seriu pe ea. Toma, ce bătaie la ceapcet. Când va lua eliminare, da, și Ghior acum în minutul 53. Prima eliminare Ghior în finală. Riu? Faulturi în cascadă pe 6 metri. Riu pentru acest fault la Tomac și a luat eliminarea. Iată că Vipers n-a mis un întâmplător pe Ghior în faza grupelor. Se confirmă că este o echipă care poate să bată pe oricine. Și acum a avut și sezonul trecut destul de greu din cauza pandemiei. A avut multe meciuri în deplasare la un moment dat, 3 la rând. Dar a trebuit să le joace ca să nu fie eliminată, să pierde cu 0-10. Bulldan, de Belici. Mijai revine! N-a apucat să arunce, scotea un 7 metri măcar. Prepasiv. Lupte dure, lupte dure se dau pe acest atac purtat de Vipers. A strâns Blum acolo. Cel mai bun pivot în acest sezon al Ligii Campionilor, Lin Blum. Prima ediție a Final Four-ului care se dispută în această nouă sală, dar a noua ediție, spuneam, la Budapesta din 2014. Se joacă Final Four-ul la Budapesta, o ediție n-a avut loc, da, ați văzut și steagurile echipelor care au câștigat trofeul de-a lungul sezoanelor. Ce acțiune Bjork pentru Ciapcec, înscrie tânăra iberică, 27-30. Trei goluri marcate de Ciapcet. Mete Hansel acum pentru Oftedal, blocată de Develic, dar continuă faza. Zemico și înscrie 28-30. Foarte repede a înscris Ghiorul prin Zemico, datorită ingeniozității lui Stine Oftedal, care a băgat un semicer pe Gulden. S-a creat spațiul acolo. Vedem faza cu golul lui Ciapcet. Juca și în Spania la Elche acum un sezon și a adus-o Gheștaț să evolueze în Champions League de asemenea maniere și a, nu i-a înșelat așteptările. Iată pe tânăra de 19 ani. 7 metri. Putem spune că Nerea Peni a avut o contribuție la acest eventual trofeu câștigat de Vipers în condițiile în care ea a adus-o la echipă pe Ciapcet. Evident, a fost nevoie și de aprobarea lui Gheștad. Gol marcat de Isabel Gulden de la 7 metri. A aruncat din prima fără fenta, a ghișit-o Glosser, dar degeaba. Se bucură numai și Catrină Lunde. Și cadă și colegele de la bancă. Și timeout Martin Ambros, când deja timpul pare aliat pentru Vipere la 28-31. Dupla! Dupla for! No, dupla or no directly because it's working. It's working the directly. Attack, push a bit and you come and go here. But Justin, we have 6 seconds just to like use all the time. Then wait until we go okay, inside. Okay. Wait until we go inside and we play. Yes. Oh. Still is 5 minutes. Still is 5 minutes, okay? We have the time. If they play with 7, remember, try to push the pivot before they go to the right position, okay? And hands ready. Shooting from here for Nora or... Deci mai pierde cuvintele și Martin Ambros din cauza tensiunii. Să fie atât de jucătoare, să l-a spus în final la Nora Mör și cine era în interstânga, n-a mai jucat Jerapova, ori Dal, ori Tomori, cine vine pe acolo, sau Tomaci pe încrucișare. 5 minute, l-a spus Martin Ambros, atâta. 5 minute și 3 goluri, deci, diferență. 300 de secunde pentru trofee! Extraordinară Zemico!
Arată Niles, arbitru, că era și pe la semicerc cu Franțu Zaica, dar gol valabil în excepțiunea arbitrului din Germania. Da, s-ar putea da și căzută la această acțiune. A dat drumul la minge exact când a fost în semicerc, dar să nu uităm cine joacă în finale și unde are loc turneul. Are intrat Jerapcova în interstânga. Mior, Jerapcova, minge de viață, bără, bără, gol! Cara Flipper, această reușită pentru Cehoaică. 29-32, Zemico, semicerc aici. Era pe seritură, Blom, considerat arbitre că a fost împinsă suedeza, vrea două minute la adversare. Se încingă spiritele pe teren, puține minute rămase de joc, Vipers are plus 3. Evident, fiecare decizie a arbitrilor în defavoarea Ghiorului sau contra jocului Ghiorului este întâmpinată cu proteste de pe teren și din tribune. Ghior nu are voie să greșească, asta știe și Laura Glosser după golul primit la faza precedentă. Off the dial, întoarce pentru Hansen, liberă extrema, șață, apără Lunde, care poate să aducă trofeul pentru Vipers, Catrine Lunde, memorabilă și în această întâlnire. Gata, 11 parade, nu este un procentaj de mai pomenit, dar paradele au fost extrem de importante, spuneam de prin minutul 12 al întâlnirii, a început și ea să apere și și-a ajutat echipa care a zburdat apoi. 3 minute până la final, 3 goluri avans Vipers, care are atacul. Merck întoarce pentru Gulden, Gulden blocată. A intrat la contact Bela Gulden, a căutat să scoată măcar un 9 metri și a reușit. Joacă și Vipers la trecerea timpului acum spre prepasiv. A intrat Amandine Leinou în poartă. Are și a 7 parade din prima repriză, în a doua apăra Solberg, cea din stânga, apoi a intrat Glosser cu doar 2 parade, 11 mingi. Dezamăgite Solberg și Glosser în cadrul precedent, niciuna dintre ele nu a reușit să-și ajute prea mult echipa în această seară. Acum dacă va înscrie Vipers la experiența pe care o are, aceste jucătoare incredibile, poate să ducă meciul cel puțin în prelungiri, să spunem, ar mai putea obține Ghiorul, dacă nu, se termină finala cu victoria Viperelor, dar mai e de muncă. Încă pare calm Oleg Stad. Mörk, ia acțiunea pe propriu, pasă pe la spate, prea tare, apărele nou, a fost minge grea pentru Naez. Țâșnește ofte, dar spre poarta adversă, pasă pentru Zemico. Scoate senzațional Lunde. Ce poate să le facă Lunde fostelor sale colege. Vă reamintesc, Catrine Lunde, alături de Gnedikova, de Tomori și Mörk, au jucat la Ghior și au câștigat cel puțin un trofeu al Ligii Campionilor fiecare această formație, dar Lunde este miraculoasă. Spuneam, de departe, cel mai bun portar din ultima decadă. Gol de Belic! Se cam rezolvă meciul, 29-33. Să vedem cât de repede acționează Ghior acum. Șață, scapă mingea, apără încă o dată Lunde! A închis poarta Catrine Lunde. 2 minute și 10 secunde și Vipers își apără trofeul la Budapesta. Catrine Lunde, așa cum o vedeau toți, decisivă în această finală. După semifinala de ieri cu 16 parade, Lunde și-a continuat recitalul, în special în ultimele minute din această finală. Dă, prin intervențiile sale, liniștea necesară colegilor să lungească cât pot de mult acest atac. Timpul trece, 1 minut și jumătate până la final. Un joc adevărat deștept din partea lui Vipers, coordonate de Gulden, Nora Mor și ea impecabilă. Acum s-a grăbit, a aruncat în bară. Mingea se duce în out. Ghior trebuie să joace fără de greșeală și să creadă în minuni.
Of the Dal Fentă pasă la extremă, Lucaci și înscrie. Mai este un minut și sunt trei goluri pentru Vipers, care probabil va fi băgată repede în prepasiv dacă nu amenință poarta. Vedem cât de inteligent vor juca din nou norvegiencele, care sunt aproape de al doilea trofeu consecutiv în Liga Campionilor, în fața lui Vipers, în fața lui Gheorghe de această dată. Anul trecut l-au învins pe cele de la Brest. Și Ștad, iată, îi zâmbește și lui mustața abia acum. Vipers din nou câștigă Liga Campionilor în fața lui Gheorghe de această dată. Da, în prepasiv băgate cele de la Vipers, care se pregătesc de Hora Bucuriei. Alături de aia, antrenor, s-a încercat o aeriană. Vor să facă și spectacolul final, de finală. Handbaliste lui Gheorghestad, care au demonstrat că au meritat titlul european sezonul trecut. Bela Gulden din nou câștigă Liga Campionilor după ce au făcuse cu CSM în 2016. Lunde și Mörk la al șaselea trofeu din carieră. Remarcabil acest succes pentru Ștad și viperele sale. Surpriză mare, putem să spunem. Toate aturile păreau să fie de partea Gheorghestadului în această finală. Dar Vipers se impune cu 33-31 și își apără trofeul. Dacă în sezonul trecut a fost avantajată de faptul că Vipers s-a împiedicat în semifinale, că Gheorghe s-a împiedicat în semifinale, acum Vipers a reușit să câștige trofeul în fața rivalei care domină de sezoane bune competiția. O revanșă și pentru Suzana Tomori, care iată reușește să câștige Champions League pentru a patra oară în carieră. De complezență se salută cei doi tehnicieni și iată pe Catrine Lunde, mămica corigilor sale, între ghilimele, la 42 de ani, a demonstrat că rămâne în topul cel mai bun portar, chiar cel mai bun portar, Mette Hansen, cu lacrimi în ochi. Aici se îmbrățișează toate jucătoarele Gheorghestadului, care și ele au avut un sezon extraordinar. Au zbârcit, o spuneam săptămâna trecută, cu Ferencvaros în finala cupei 22-26 și a fost un semnal că nu sunt în mare formă. Semnalul a fost tras de mai mult timp, pentru că titlul l-au câștigat în Ungaria la mustață. Da. Iată, încearcă mai multe colege, da, să o ridice și să o aclame așa cum merită pe Catrine Lunde, una dintre cele mai bune jucătoare din toate timpurile în handbalul modern. Și Ceapcet, jucătoare ce necunoscută acum un an și jumătate. Ce performanță pentru această jucătoare venită din Pamplona sa natală în drumul spre Liga Campionilor. Tristețe în impunătoarea sală din Budapesta. Luăm o scurtă pauză. Își vor șterge lacrime suporterii lui Gheorghe. Se vor bucura în continuare cei ai lui Viper. Și nu numai. Revenim după scurtă pauză cu premiera. Poate că nu e poza de un milion de like-uri, dar te rezolvăm rapid, simplu și sigur. Poate că nu e renovarea la care ai visat, dar îți luăm noi grijile de pe cap. Poate că nu ai început călătoria cu dreptul, dar avem grijă să fie acoperit. Asigurări simple pentru momente complicate. Asirom. Simplu. Sigur. Milioane de români ar schimba oricând aglomerația orașului cu verdele naturii. Bucură-te de grădini și pajiști verzi, proaspăt cosite, cu motocoasa Aruris. Creează grădina perfectă cu modelul potrivit din cea mai mare gamă din România. Am făcut pariu cu un prieten că îi lecuiesc gardul până diseară. Singura condiție a fost să mă lase să folosesc un lac de lemn de la Kober. Protejează până la 8 ani împotriva mucegaiului, chiar și a carilor. Ta-na! Kober, calitatea contează. Cumpără o cutie de ecolazură extra de 2,5 litri și primește o cutie de grunt pe bază de apă de 0,75 litri cadou.
Descoperă noul Peroni Nastro Azzurro 0,0% alcool. Același gust unic italian, acum în varianta fără alcool. Peroni Nastro Azzurro. Trăiește fiecare moment. Plătește cu cardul Mastercard la orice stație OMV, înscrie valoarea tranzacției pe mastercard.ro/OMV și poți câștiga unul din cele 5 pachete de 2 bilete pe săptămână la Electric Castle sau premiul cel mare, o experiență VIP completă. Mesaj nou de la Facturescu, chiar și pe WhatsApp. Uită de plicuri și hârtii. Activează-ți factura electronică Digi și ți-o trimitem pe WhatsApp sau e-mail. Intră pe digi.ro/facturescu, alege cum vrei să primești factura și urmează ghidul pas cu pas. Din 2 clicuri și 3 mișcări, Facturescu te-a rezolvat. Primești lunar notificare cu facturile tale. Nu uita! digi.ro/facturescu. Primiți cu răcorirea! Sunt Jumii Juma și ți-aduc cea mai tare combinație. O pauză și cooler! Mix răcoritor de bere fără alcool și suc delicios de fructe. Cel mai bere suc! Houston, avem o problemă. Trebuie să merg urgent la toaletă. Urinări dese? Ia Urigud. Grație ingredientelor sale, Urigud ajută imunitatea și funcția renală. Houston, problemă rezolvată. Pentru toaleta portabilă. Urigud este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Când viața ta e plină de momente în care ești înconjurat de prieteni, înseamnă că ai o viață bună. Cârnați Fine Life pentru grătar. Pur și simplu, savuroși. Metro. Succesul tău e afacerea noastră. Ne consumăm aiurea din nimicuri și ne intră primul la duș. Ăsta e motiv. Știți câte dușuri reci fac după ce iese sirena? Chiar avem nevoie de o schimbare, ne credeți? Cumpără o centrală Motan Condens Plus 100 și beneficiezi de o garanție extinsă la 7 ani plus un filtru antimagnetită. E, uite așa te-a prins surprindere și mucegaiul dacă nu dai cu supervai și în dormitor. E, și dacă muream acum? Oscar Supervise cu efect anti-mucegai. Îl iei acum, îți mulțumești mai târziu. Din nou la Budapesta, în așteptarea premierii. De la agonie la extaz, suporterii maghiari care au senzația că vor pleca fericiți din sală după ce Gheorghe părea că poate să câștige întâlnirea, dar a fost doar o senzație în prima repriză și puțin într-a doua când s-au apropiat la două goluri, dar atât mai mult nu au putut, deoarece Vipers, o echipă extrem de disciplinată, foarte bine instruite, cu niște jucătoare cerebrale, pe lângă valoare și experiență, în frunte, spuneam, cu Lunde, cu Golden, cu Nora Mörk și să nu le uităm pe cele din pivot Debelic și Charget, cu ce pivoți a câștigat Vipers, iată, Liga Campionilor, și vedeți în imagine. Iată pe Nerea Pena, da? Da, cea în tricou alb, care n-a putut să evolueze astăzi, de fapt de vreo 6 luni, doar ce este accidentat în recuperare după operație la genunchi. Și Vipers a demonstrat că nu trebuie să ai un lot stelar ca să câștigi Liga Campionilor sau să ajungi în Final Four. Trebuie să fii foarte bine pregătit, să fii disciplinat, normal, pe lângă valoare, și să joci ce trebuie, să respecti planul tactic. E adevărat, trebuie să ai și un super antrenor care să te pregătească de o asemenea manieră, să ai o coordonatoare de nivelul lui Golden sau Tomac, care a rezolvat și ea multe acțiuni când Golden s-a odihnit. Suzana Tomori n-a fost bună să rămână la Gheorghe în cariera sa de-a lungul timpului. Am văzut ca un ping-pong, o minge de ping-pong și la Gheorghe, Ferencvaros, Gheorghe, iarăși Ferencvaros, și a plecat la Siofoc și am câștigat un Champions League final de carieră la Vipers, așa, ca să nu uite nimeni. Atenție, cu două goluri în finală, ceea ce este surprinzător pentru o jucătoare precum
actuala Suzana Tomori, care marcase de 4 ori în actuala ediție a Ligii Campionilor până în acest... Da, tristețe, evident, pentru cei mici. Cred că era Gloser cu copilul său, în lacrimi copilul său, probabil în lacrimi și Laura Gloser. Nu, același lucru se poate spune în tabăra lui Vipers, unde Gekstad face minuni la această echipă și reușește al doilea trofeu al Ligii Campionilor consecutiv câștigat cu această echipă. Leinău rămâne cu un singur trofeu în Champions League în 2019. Ea se retrage, spuneam, în această vară. Ar trebui să mai câștige o dată, dar nu s-a putut, deoarece adversara sa, punct de vedere al porții, Catrine Lunde, a fost miraculoasă în unele momente. Riuhe n-a putut să-și ajute mai mult echipa și este și ea debusolată de ce s-a întâmplat, dar iată și pe Brad Hansen, Brad Dale, da, pivotul norvegian sărcinat, care n-a mai evoluat de vreo 4 luni la Gior. Dar a fost premiată în acest weekend, da. A fost desemnată cea mai bună jucătoare în apărare. Am văzut-o și ieri primind medalia înainte de finala pe care Gior a jucat-o. Să vedem ce va mai reuși Ole Gustav Gestad cu hambaristele care rămân în sezonul viitor, deoarece Nora Mörk pleacă la Esbjerg, Gulden revine în Suedia natală la Lugi. Vedem dacă va mai juca Catrine Lunde. Au transferat-o în Inter dreapta pe Oșan Doda, franțuzoica de la Krim, jucătoare de mână stângă, și va mai aduce 2-3 jucători Gekstad. Ar fi uluitor să mai prindă un Final Four și sezonul viitor, dar asta rămâne de văzut din septembrie la Digisport, când începe următorul sezon din cea mai tare competiție intercluburi în handball, Liga Campionilor. Da, victoria este cu atât mai importantă cu cât în sezonul trecut a reușit să câștige trofeul fără să o aibă în cale pe Gior în Final Four. Acum a jucat chiar împotriva echipei care a monopolizat această competiție în ultimele sezoane și a reușit să câștige 33-31. Evident, fețe triste la Gior. Da. Rămân cu titlul câștigat la Mustață în Ungaria, handbalistele lui Martin Ambros. Evident, puțin, dacă e să comparăm investițiile la această echipă. Da. Gior, cel mai mare buget din Champions League, aproximativ 4 milioane de euro, și putea fi suplimentat până la 4 milioane și jumătate dacă ar fi fost nevoie. Nu se știe cât s-a cheltuit până la urmă, dar iată, Vipers, un buget de aproximativ 2 milioane și jumătate de euro, reușește să își păstreze trofeul. Oricum, în Norvegia, în Danemarca, poate știți, impozitele sunt destul de mari și din acest motiv sumele se învârt pe aici. Și Metz, un buget de 3,2 milioane de euro, a reușit doar locul 3. Dar totuși a intrat în Final Four, asta este important. Esbjerg și acum buget pe la 2 milioane și jumătate, cam acestea sunt sumele care au fost cheltuite, investite de cele 4 semifinaliste în acest sezon în Champions League. În sezonul viitor România va avea siguranță două reprezentante, Rapid, campioana României, și CSM București, vicecampioană, care va primi invitație, deoarece mai sunt locuri în grilă. Sunt 16 locuri, vor fi din nou două grupe de 8. Sunt 8 națiuni, a noua era Rusia, care avea punctaj, dar ea este eliminată momentan cauza conflictului între Rusia și Ucraina. Eliminate echipele din Rusia în Liga Campionilor, erau două echipe, Rostov și CSKA Moscova. Și vă spuneam și în prima repriză, România, Franța, Ungaria, Danemarca și Spania și Germania cu siguranță vor avea două echipe. Vor mai veni probabil
echipe din Polonia, din Spania, chiar din Turcia, mai sunt locuri. Spania să ocupe, da, să ocupe grila de 16, două grupe de 8. Spania bate la ușă, n-a mai avut reprezentante în grupele Ligii Campionilor. Au avut finală 100% spaniolă în European Cup în acest sezon. Bera Bera învinsă de Vâlcea în preliminariile, în turul 3 preliminarii European League. Se consemnează un nou record în Liga Campionilor la trofee câștigate. Lunde și Mörk au ajuns și ele la 6 cupele campionilor, fosta denumire, și l-a egalat pe Austria Fridisca și Boiana Popovici. Atunci sunt 4 jucătoare cu 6 ligi ale campionilor, cariere uluitoare pentru aceste jucătoare. Austria Fridisca, vă aduceți aminte, era la Hipo Viena. De partea aceasta, Boiana Popovici la Schlagerse, la Viborg și la Budușnost. Partea cealaltă, Lunde, câștigătoare cu Viborg și cu Gheor în Champions League. Mörk și ea la fel cu Gheor și cu Vipers. Și ne apropiem de punctul culminant al acestui weekend handbalistic, premierea. Cele mai bune două echipe ale Europei, Vipers și Gheor. Cristina Lișević are locul asigurat și în showbiz după ce se va lăsa de handbal. Le felicită pe toate participantele la acest Final Four. Sârboaica a fost până această vară la SCM Râmnicu Vâlcea. A jucat și în Danemarca, chiar la Esbjerg. Vom vedea unde se va duce din acest sezon. Ea mai are oferte și din România, să vedem dacă va rămâne în campionatul nostru, la alături de Mireia Zgun Gonzalez. Before we call the team, let's welcome our awardees. The awards will be handed over by Mr. Božidar Djurković, chairman of the EHF's Competitions Commission, and Mr. Martin Hausleitner, the EHF Secretary General. Let's welcome them. Această festivitate de premiere. Ladies and gentlemen, the second place team in the Women's EHF Champions League. Acesta este trofeul, da, pentru care s-au luptat 16 echipe în acest sezon și care a fost câștigat de fosta deținătoare, Vipers. Locul 2 în competiție. Gheor, una dintre cele mai cunoscute branduri din handbalul feminin. Formația care a câștigat de 5 ori trofeul, a ratat al 6-lea acum. Am arătat un trofeu, vă aduceți aminte și cu ce să ne vă spunem, în 2016, dar nu tot timpul poți să câștigi, chiar dacă ești favorită. Pare de fiecare dată, Gheor. Da, mai trecut puțin supărare, nu foarte mult. Am văzut-o pe Șațăl dorind să grăbească ritmul spre medalii. Oftedal însă i-a aruncat o privire
plină de reproși. Evident, medalii pe care în această finală nimeni nu și l-ar fi dorit, toată lumea visa aurul. Blom, din păcate, și-a cum plânge, nu a trecut normal necazul și cu siguranță vom mai suferi câteva zile, probabil, aceste super jucătoare care au muncit un sezon și au fost atât de aproape să devină din nou cel mai bun jucătoare ale Europei, la fel și Crina Pintea, care are un trofeu, iată, are și o finală. Gloser, Ogonovski, Blom, Schatzel, Hansen, Riuhe, Leino, Ovdedal, Sorbe, Christiansen, Lucas, Fodor, Zeminko, Hafra, Paul Peghi și Crina Pintea, jucătoare care au fost în Final Four. Mai sunt și alte handbaliste care au fost de-a lungul sezonului pentru cele de la Gheor, și pe Gloser împreună cu fica sa aici, Leno. Amazing matches, amazing performances even here at this year's EHF. Evident, un duș foarte rece pe care îl primesc jucătoarele lui Martin Ambros. Urmează un sezon în care, evident, vor fi din puse. Totul s-a stricat pentru Gheor, da. Vă reamintesc în minutul 14, în prima repriză, când conducea cu 10-7 Gheorul. Și apoi Martin Ambros început să schimbe dintre titulare, ceea ce face mai mereu. Nu i s-a întâmplat doar acum, dar de această dată cele care au intrat de pe bancă n-au mai ținut ritmul și Viper s-a dus uluitor la plus 6, 13-7. Pauză 15-13. Nu se mănâncă. Și până la urmă Viper s-a condus pe toată durata reprizei secunde și a câștigat meritat trofeul. Iată, când toată lumea se întreba ce va face Norvegia fără Larvik în handbalul feminin, a răsărit Viper. O va aștepta pe Viper. Câștigă, da, de doi ani Liga Campionilor de o manieră extrem de clară. Și cu Brest au trecut fără problemă. Și anul acesta cu Gheor. Și să nu uităm, totul sau mare parte se datorează meseriașului Ole Gustav Gestad, un antrenor extraordinar. Are și normal, el, dar să nu uităm, jucătoarele care au ADN-ul modificat după ce au trecut pe la Gheor, Lunde, Mörk, chiar și Knedikova, o jucătoare foarte importantă, și Tomori, care și-a demonstrat utilitatea în finalul acestei finale. Da. Îngândurat și necăjit, normal, Martin Ambros, alături de directorul clubului, în acel cadru. Fost director de comunicare la Gheor, se îmbrățișează Leno acolo cu Lucaci. Greu uneori să digere o astfel de înfrângere, dar unii n-ajung nici măcar în finală, nici în Final Four. Unii n-ajung în Final Four, da, exact. Unii nici n-au puterea să lupte pentru astfel de trofee, nici nu visează, doar visează și atât. Felicitări, Gheor, pentru acest sezon extraordinar din nou în Liga Campionilor, dar nu a fost cea mai bună echipă, pentru că viperele Norvegiei, așa cum sunt supranumite, handbalistele din Kristiansand, au redemonstrat că au putut să țină, iată, două sezoane, da, ritmul de asemenea manieră să câștige trofeul, câteva premii individuale acum. Nu este Cristina Neagu aici pentru a primi premiul pentru cel mai bun marcator în Champions League. With 110 goals. 110 goluri. Da. Încă un trofeu individual pentru Cristina Neagu, dar nimic cu echipa din 2018, cam asta s-a întâmplat la CSM București, când a fost ultimul Final Four. Declara Neagu, când a venit la București, am venit să câștig un trofeu
european cu echipă din România, cu echipă din București, unde s-a născut. Cristina Neagu. Se așteaptă în continuare acest deziderat, poate la anul. Cristina Neagu, pentru a treia oară în carieră, cea mai bună marcatoare în această competiție selectă și pentru a șaptea oară în carieră, inclusă în echipa ideală. Dar, cum spuneai și tu, CSM este un... handbalul este un sport colectiv, iar alături de Neagu mai este necesar să fie câteva jucătoare capabile să-i susține efortul Cristinei de a ajunge și dorința Cristinei de a ajunge la acest Final Four. Ministrul Afacerilor Externe, Peter Siarto, oferă un premiu aici. The most valuable player MVP-ul this year's sezonului. Nora Merck, oare? Cred că Lunde. Sau Lunde. Lunde. Player number 51. Nu. No. Jerakova. Ce hoaita, extraordinar, ce surpriză. Da. Da. Este extraordinară această cehoaică de 25 de ani. Da. O surpriză cu acest premiu, dar a jucat fantastic în tot sezonul. Inter stânga într-o linie cu Gulden în centru și cu Nora Merck în dreapta. A strălucit și ea, s-a ridicat la nivelul colegilor și și-a ajutat echipa enorm această cehoaică îmbrățișată de toate celelalte colege fără reușite în marchete. În Jerakova, cu siguranță Vipers nu ar fi ajuns aici. Surprinzător, n-a fost surprinzătoare decizia din sezonul precedent în Final Four, dar acum chiar este surprinzător, dar nu ne-a meritat atenția. Așa cum ai spus și tu, cifre foarte bune pentru Jerakova, ce ochi au avut cei de la Vipers, ce bine au văzut-o pe Jerakova în Germania. N-a apărut de nicăieri, ea a fost goalgetter în Bundesliga, cea mai bună marcatoare, și și confirmă calitățile la Vipers, câștigând, iată, un prim trofeu continental. So, ladies and gentlemen, the team that won first place, the winners of this year's EHF. Petar Boșković, l-aveți în dreapta imaginii, prin vicepreședintele Federației Europene, și în centru este președintele Federației Europene. Vipers, vechea și noua câștigătoare a Ligii Campionilor, reginele Europei, rămân în nord pentru handbalul de cea mai bună calitate. Viperele s-au transformat în regine pentru al doilea sezon consecutiv, spre mirarea unora și spre admirația celorlalți, pentru că sunt cele mai bune jucătoare ale Europei, în frunte cu sora lor mai mare, la 42 de ani, mămica Catrine Lunde. Da, cât de dorite au fost aceste medalii. Am văzut-o pe Marta Tomaci și pe Catrin Lunde, extrem de încântate că au reușit să-și apere trofeul. Este foarte important. Poți să dai lovitura o dată, să câștigi trofeul, dar să-ți laperi, exact, să-ți laperi, este o performanță cu atât mai importantă. Jerakova, cea mai bună jucătoare a acestui turneu, a fost MVP în Final Four, a fost sezonul trecut Rijkaard. 19 goluri a marcat cehoaica, 7 astăzi și 12 ieri, și cu siguranță și-a ajutat echipa enorm ca să țină trofeul în Norvegia. Suzana Tomori puneam încă un trofeu în panopia sa, al patra în Champions League, medalie de aur, iată, și pe Ole Gustav Gestad, omul cu ideea, omul cu planul, omul care face tot ce trebuie și este ascultat la Vipers, pentru că el răspunde, dar face și performanță, nu numai dă din gură, cum se întâmplă pe la alte echipe.
și tot staful său. Nora Nor, 6 ligere campionilor, Lunde, 6 ligere campionilor, Gulden la 32 de ani cere tragere din handball mare cu o nouă ligă ale campionilor după ce câștigase cu CSM în 2000. Și ce seară, prieteni, și ceapcet să nu uităm. Putem să ne gândim ce seară și pentru handbalul ceh cu Nedicova, al patrulea trofeu, primul trofeu pentru Ierapcova și MVP al Final Four-ului. Mihail Widerer, președintele Federației Europene, cu Tomac și Lunde au venit să țină trofeul. Cele mai bune între cele mai bune, corect. Vider este și el invitat în centru și încă un moment de glorie pentru Catrine Lunde și colegele sale de la Vipers, cele mai bune începătoare ale Europei, la un frunt pe superstarurile lui Dior și câștigă a doua oară la rând Liga Campionilor 2022. A fost o ediție extraordinară în care Vipers și-a văzut de drumul său, chiar dacă n-a fost locul 1 în grupă, a câștigat când trebuia în meciul eliminatorii și duce acasă trofeul. Aceasta este vocea experienței, parcursul pe care Vipers l-a avut în acolo ediția Ligii Campionilor. Nu a avut, nu s-a dereglat atunci când a suferit înfrângeri în această competiție. A știut, așa cum spuneai și tu, când să se concentreze, când să apese pedala, când să apeleze la toate resursele. Și iată, le ajunge în marea finală, reușind să-și apere trofeul. Melodia pe care, dacă nu o asculti în carieră, măcar o singură dată, ca și câștigător de medalie supremă, aproape degeaba ai participat. Felicitări încă o dată Vipers pentru acest sezon. Ne revedem cu cel mai bun handball la DigiSport din septembrie, când începe o nouă ediție a Ligii Campionilor. Cum avea, spuneam, Rapid și CSM în această competiție, la băieții Dinamo, direct în grupe. Nu uitați, peste două săptămâni avem Final Four-ul băieților de la Kiel, Barcelona Kiel într-o semifinală urmată de Vesprem cu Chelțe. Ion Cațiti și Costi Pro, vă mulțumesc că ați urmărit cel mai bun handball acest weekend la DigiSport. La revedere! La revedere!